Cele cinci ouă. A fost odată ca niciodată un om sărac lipit pământului. Fiind lihnit de foame, intră într-un han și ceru cinci ouă fierte. Dar cum nu avea bani să le plătească, o zbughi pe ușă după ce se sătură într-o clipă de neatenție a hangiului. Trecură 10 ani și omul nostru învăță o meserie, câștigă bănuți frumoși și reuși să-și facă o căsuță frumoasă. Trecând într-o zi pe lângă hanul cu pricina, intră și îi ceru aceluiași hangiu 5 ouă fierte. Hangiul îi le pregăti fără să-l recunoască, iar când omul îi plăti dublu, se miră. Acesta îi se destăinui, dar hangiul nici nu vru să audă. Câți pui și câte ouă aș fi putut eu obține din acele 5 ouă de care m-ai păgubit? Va trebui să-mi plătești un preț mult mai mare, prețul înzecit, căci eu am avut de pierdut de pe urma ta. Dacă nu te învoiești, mergem la judecată. Omul nu se învoi, așa că hangiul se și grăbi spre judecătorie. Îi spuse judecătorului toată povestea, iar acesta îi dădu dreptate. Trebuia însă să audă și versiunea celuilalt. Dar acesta nu mai apărea. Într-un târziu intră și el în judecătorie și își ceru scuze de întârziere. Am avut o treabă importantă care m-a reținut, a continuat omul. Am fiert nițică mazăre, iar apoi am plantat-o în grădina din fața casei și am stat puțin să văd dacă nu cumva se va și grăbi să răsară. Cum să răsară, vlăstare, noi din mazărea fiartă? Se mirară într-un cor hangiul și judecătorul. Dar din ouăle fierte, cum să iasă pui și aceștia cum să facă alte ouă? Le-o întoarse omul isteț. Găsești doar ceea ce cauți. Odată de mult, un om stătea la marginea unei cetăți. Într-o zi, un călător trecu pe acolo și, văzându-l, se opri pentru o clipă și îl întrebă: omule, ai putea să-mi spui cum sunt oamenii din această cetate? Dar cei din cetatea pe care tocmai ai părăsit-o, cum erau? Îl întrebă la rândul său omul. Erau răi și invidioși, de aceea am și pornit la drum. Nu vreau să-i mai văd vreodată. Să știi că la fel sunt și cei de aici. Auzind acest răspuns, călătorul plecă de grabă mai departe, fără ca măcar să-i mulțumească omului pentru răspuns ori să-l salute. Nu peste mult timp, un alt călător se înfățișă înaintea lui și spuse: bună ziua! Omule, ai putea să-mi spui cum sunt oamenii din această cetate? Bună să-ți fie inima, dar cei din cetatea pe care tocmai ai părăsit-o, cum erau? Îl întrebă la rândul său omul. Sunt oameni de omenie, buni și veseli și cu mare greu i-am părăsit, îi mărturisi cel de-al doilea călător. Atunci să știi că așa sunt și oamenii acestei cetăți. Călătorul, mulțumit și vesel, intră în cetate. Se întâmplă ca o copilă care merse după apă la izvorul din apropiere să audă întrebările celor doi călători și răspunsurile date de omul din cetate, așa că îl întrebă din ce cauză le răspunse în acest fel. Draga mea, o lămuri omul, fiecare găsește ceea ce caută. Dacă primul călător nu și-a făcut niciun prieten pe unde a trecut, cu siguranță că nici pe oamenii de aici nu îi va considera mai breși. Cel de-al doilea, în schimb, își va găsi prieten de nădejde peste tot pe unde va merge.
Povestea lui Alunel. A fost odată un bătrân și o bătrână care își doreau foarte mult un copil, încă din anii tinereții. Într-o zi, pe când bătrânica trebăluia prin grădină, numai ce zării printre legume un copil de mărimea unei alune. Fericită, luă copilul și le arătă moșului. Rugile ne-au fost ascultate. Vom avea grijă de acest prichindel și îi vom spune Alunel. Băiatul, recunoscător că avea cine să-i poarte de grijă, se arătă foarte harnic, deși era mititel. Îi ajuta mereu la treburile casnice, astfel că în curând se răspândi vestea despre hărnicia lui. Într-o zi, pe când bătrânii nu erau prin preajmă, o ceată de tâlhari veniră la Alunel și îl convinseseră să meargă împreună cu dânsii, lingușindu-l cu vorbe iscusite și promițându-i câte în lună și în soare. Într-un târziu, Alunel se lăsă convins. Părăsi casa bătrâneilor și îi ajută pe tâlhari să jefuiască casele oamenilor înstăriți. Fiind mic, se putea strecura cu ușurință prin gaura cheii pentru ca apoi să le deschidă ușa. Dar într-o seară, pe când intră în acest fel în casa unui om bogat, Alunel sări un borcan cu dulceață și se cățără pe acesta cu gând să guste puțin el. Dar căzu un borcan și mai să se înnece dacă o mână energică nu l-ar fi scos la timp. Cine credeți că era? Chiar bătrânul care urmări tâlharii în acea seară și dădu de urma băiatului. Cu lacrimi în ochi, Alunel își ceru iertare și își recunoscu vina. Bătrânul îl duse acasă fericit că își recuperase flăcăul, iar copilul nu-i mai ieși din vorbă și deveni iar băiatul cel bun de la început. De ce cântă cocoșul în zori? Era odată un cocoș care locuia în împărăția cerului alături de soare și de lună. Și pe atunci, ca și în zilele noastre, tare îi mai plăcea lui să cânte, așa că își petrecea toată ziua cântând. Luna însă, care era mai posomorâtă de felul ei, se sătură într-o zi de cântecul cocoșului și spuse: toată ziua, cucurigu! Ajunge dacă ai cântat o singură dată. De ce să cânt doar o singură dată? Întrebă cocoșul. Croncănelele astea ale tale mă obosesc, spuse luna. Dar soarelui îi place cum cânt, nu mai fi așa morocănoasă, spuse cocoșul și se puse iar pe cântat. Deoarece cocoșul nu o ascultă, luna îl aruncă din înaltul cerului direct pe pământ. Cocoșul încercă să zboare înapoi, dar nici vorbă să reușească și de atunci rămase pe pământ. Soarele, când văzu fapta cea mărșavă a lunii, se supără și spuse: te pedepsesc să nu strălucești pe bolta cerească decât pe timp de noapte și îți promit că nu ne vom mai întâlni nici când. Pentru fapta ta cearea nu mai doresc să te văd.
În schimb, eu mă voi arăta lumii ziua. Mare a fost bucuria cocoșului de cum îl vedea pe soare apărând pe cer. Se punea pe cântat vesel. Era modul său de a-l saluta. Cucuricu, cucuricu! Dar când luna apărea, cocoșul dispărea repede, căci nu dorea să o vadă și nu mai scotea niciun sunet. Așa se face că până în zilele noastre, cocoșul cântă odată cu ivirea zorilor. Fetița cea înțeleaptă. A fost odată ca niciodată un om sărac, care nu avea nimic altceva pe această lume decât o fetiță frumoasă și înțeleaptă și o iapă. Într-o zi porni la drum cu un prieten de-al său foarte bogat, care avea un armăsar mare și frumos. Au noptat la han, iar animalele au rămas amândouă în grajd. A doua zi de dimineață, când cei doi au mers în grajd să-și ia cai, în loc de doi găsiră acum trei cai. Cel de-al treilea era un mânz pe care iapa îl fătase peste noapte. Acesta se afla între iapă și armăsar. Când îl văzu, bogatul spuse că este al său, doar stă lângă armăsar. În timp ce săracul încerca să explice că e al iepei, deci îi aparține lui. Cum nu se înțeleseră, merseră la judecător. Acesta, deși știa cine e adevăratul proprietar, le spuse că va câștiga cel care va răspunde la întrebarea: ce e cel mai rapid lucru din lume? Cel mai gras, cel mai frumos și cel mai prețios. Cel bogat se gândi că cel mai rapid e iepurele său, pe care nu l-a putut prinde nicicum. Cel mai gras e porcul din coteț, cel mai frumos e fiul său, iar cel mai prețios e inelul cu diamant al reginei. Săracul îi ceru ajutor fiicei sale. Aceasta îi spuse că cel mai rapid e vântul rece care suflă iarna în întregul regat. Cel mai gras și mănos e solul în care cresc legumele. Cel mai frumos e zâmbetul unui copil, iar cea mai prețioasă e cinstea. Cei doi se înfățișară înaintea judecătorului cu răspunsurile lor, iar acesta fu impresionat de răspunsurile săracului. Își spuse că și el trebuie să fie cinstit, așa că făcu dreptate și oferi mânzul. Bucătar. Odată de mult trăia într-un sat un bucătar care muncea la un han. Într-o zi, după ce s-a întors acasă de la serviciu, soția sa l-a rugat să o ajute să pregătească niște chiftele, căci urmau să aibă musafiri la masă. Omul s-a uitat la ingredientele pregătite și a spus: nu ajunge atâta carne, du-te la măcelar și mai cumpără un kilogram. Femeia s-a întors cu un kilogram de carne. Bucătarul a luat-o și s-a reîntors în bucătărie ca să o prepare. Pe furiș a tăiat jumătate din ea și a ascuns-o în sân. Femeia, care tocmai intra în bucătărie, l-a zărit. Nevenindu-i să-și creadă ochilor, începu să-l ocărască. Om neisprăvit, dar ce te-a apucat? E carnea noastră,
am plătit-o din bănuții noștri câștigați împreună. Ce-ți veni s-o ascunzi în sân? Cui vrei să o dai? Sau o arunci la câini?" Omul se uită nedumerit la ea, apoi scoase carnea din sân și spuse ispășit: "Draga mea, îmi cer scuze, dar am făcut-o din obișnuință." "Așa faci și la han? Tu vrei să-ți strici omenia? Nu știi că cine astăzi fură un ou, mâine fură și un bou? Hangiul nu e corect cu tine? Nu-ți dă toată simbria așa cum a fost înțelegerea?" "Ba da," spuse omul rușinat, "voi fi și eu corect cu el de acum înainte." Astfel se lecui omul nostru de a mai fura. Cele două broaște. Odată de mult, două broscuțe locuiau într-un iaz de la marginea unui sătuc. Într-o zi, ele se gândiră că ar trebui să meargă să vadă orașul cel mare, care se afla la câțiva kilometri depărtare. "Cu siguranță că acolo au un iaz mai mare," spuse prima broscuță. "Și apa trebuie să fie mai adâncă," răspunse a doua broscuță. Se tot pregătiră ele și în cele din urmă porniră la drum. Era o zi caldă de vară, așa că broscuțele noastre obosiră repede. Nici nu se îndepărtară bine de sat, că și începură să se întrebe una pe alta: "Trebuie să fim aproape de acum. Tu vezi cumva orașul în zare?" "Nu," răspunse surata, "dar dacă m-aș urca pe spatele tău, probabil că l-aș vedea." Prima broscuță fu încântată de idee, așa că o pofti să se urce. "Ei, acum îl vezi?" întrebă nerăbdătoare. Cealaltă broscuță își ridică bărbia dându-și capul pe spate, dar nu se uită în față, ci vedea doar ceea ce era în spatele său, așa că tot ce putu să zărească era satul pe care tocmai îl părăsiseră. "Să știi că zăresc orașul," îi răspunse primei broscuțe, "și seamănă întocmai cu satul nostru." "Atunci nu mai rânciură să străbatem degeaba atât amar de drum," își dădu cu părerea broscuța. "Mai bine ne întoarcem acasă." "Bine zici," răspunse a doua broscuță dându-se jos de pe spatele primei broscuțe. Astfel, cele două broscuțe făcură cale întoarsă. Ajunse acasă, le povestiră suratelor că orașul cel mare arată întocmai ca sătucul lor. Poate că și sătucul lor e de fapt un oraș mare. De ce e ursul morocănos? Se spune că în vremea de demult, un urs mare și puternic furase vara și o ținea bine ascunsă în vizuina sa, pentru a se încălzi numai el. Animalele pădurii aflară și puseră la cale un plan. Pe când ursul avea să meargă la vânătoare cu barca, șoarecele se va ascunde în barcă și îi va roade vâslele, în timp ce restul animalelor vor pătrunde în bârlogul său și vor elibera vara. Zis și făcut, ursul merse la vânătoare de cealaltă parte a lacului, iar când să se întoarcă, numai ce se trezi cu vâslele roase. Se duse înapoi în pădure să-și făurească altele și apoi o porni agale spre barcă. Dar între timp, animalele scotociră peste tot în bârlogul său și găsiră într-un sac vara, care era
prizonieră. Am venit să te salvăm, spuseră animalele. Vai, ce bine! Am crezut că nu mai scap de aici. Vă voi răsplăti pe toate. Voi ajuta natura să vă dea hrană, spuse vara și fugi în lume. Pe măsură ce se apropia de casă, vremea era mai frumoasă. Aerul se îngălzea, pădurea era înverzită, păsările ciripeau în copaci, puii de animale se jucau pe afară, iarba crescuse, zmeura rotise, izvorul susura, iar ursul realiză că fusese furat. Mor, 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 m-am supărat, mi-ați furat vara, spuse ursul cu ciudă. Acum peste tot era cald și soare, în timp ce în peștera sa era un frig nemaipomenit. De atunci ursul a rămas foarte ursus și morocănos și nici că mai dorește să dea ochii cu celelalte animale. Cel sărac și cei trei bani de aur. A fost odată un om sărac ce găsi pe stradă trei bănuți de aur. Se bucură nespus căci era o sumă mare, mult mai mare decât sperase vreodată să aibă. Tot gândindu-se cum să facă să înmulțească banii, intră într-un han și ceru ceva de alecuri. Hangiul, văzându-l slab și jerpelit, își spuse că e vreun cerșetor care nu va putea cu siguranță să plătească puiul fript pe care tocmai îl comandase. Omul sărac, văzându-l pe hangiu șovăind și pricepând care-i motivul, îi aruncă o monedă de aur și ceru și o carafă de vin pe deasupra. Hangiul făcu o plecăciune până la pământ și merse de grabă să îndeplinească cererea. Văzând banul strălucitor, omul se convinse acum că avea de-a face cu vreun prinț deghizat, ori chiar cu regele în persoană, așa că nici nu îndrăzni să ia bănuțul. Îl conduse până la ieșire cu multe onoruri, după ce îl ospătă bine și mai dădu pe deasupra și un coș cu bunătăți. Mergând mai departe, intră la un croitor și își luă un rând de haine noi. Știa că haina îl face pe om și se gândi că nu trebuie să-și rateze șansa de a avea o viață mai bună. Vru să-i plătească croitorului, dar acesta când văzu banul de aur, se gândi că e pus de rege să-l încerce și nu îi luă bănuțul. Porni spre târg în speranța că va găsi ceva de lucru. Norocului surâse, căci un boier îl angajă de vizitiu, oferindu-i o leafă bună și adăpost. Astfel, omul nostru sărac reuși să-și schimbe viața cu ajutorul celor trei bănuți de aur. Se vede că fusese ziua sa norocoasă, dar uneori norocul e și cum și-l face omul. Cea mai ușoară mâncare. Trăia odată într-un sătuc un bărbat și o femeie. Aceștia o duceau ca orice săteni obișnuiți care aveau un petic de pământ și copil de crescut. Dar bărbatul se plângea toată ziua soției sale. Sunt atât de obosit, munca câmpului este foarte grea. Ce bine poate fi de tine care stai toată ziua acasă și nu faci mai nimic. De la un timp, femeia se sătură să-l audă plângându-se, așa că într-o dimineață se trezi în zor și l-anunță pe soț că merge la secerat, iar el poate să rămână acasă. Nu trebuie să faci mare lucru, doar mulci vaca, fierbi laptele și hrănești copilul. Dai de mâncare păsărilor, pregătești ceva de aleguri și pentru noi, mături puțin prin curte și prin casă și asta-i tot, mă adăugă femeia. Soțul, fericit că se va putea odihni o zi întreagă, pornia gale cu găleata spre staulul vacii ca să o mulgă.
În timp ce o mulgea, numai ce auzi copilul plângând și fugi repede în casă. Între timp, vaca răsturnă găleata cu laptele mulți, așa că omul rămase cu două căni de lapte pe care merse să le pună la fiert. Între timp, ieși să măture curtea, dar laptele dădu în foc. Omul nu mai știa ce să facă acum, căci copilul plângea de foame, dar lapte nu mai avea. Curtea era măturată pe jumătate, iar găinile, care nu își primiră nici ele masa, se puseră pe cotcodăcit. Omul merse de grabă să le arunce niște boabe, iar apoi porni spre grădină să culeagă zarzavaturi pentru ciorbă. Se grăbi înapoi, dar lăsă portița deschisă, așa că păsările intrară și ciuguliră legumele. Când ajunse soția acasă, toate erau vraiște, iar bărbatul se chinuia de zor să termine măcar curtea de măturat. Mi-ai dat o lecție bună, îi spuse el. De mâine merg la câmp fără să mă mai plâng. Munca ta nu e ușoară și acum chiar mă mir cum faci de le potrivești pe toate. Și boul. A fost odată ca niciodată un boier foarte bogat care avea multe pământuri, animale și case dintre cele mai mari și mai frumoase, dar avea și o mare supărare, nu știa să scrie sau să citească. Când fusese copil, nu-l învățase nimeni, dar acum, ajuns boier mare, n-ar fi recunoscut nici în ruptul capului că e analfabet. Într-o zi, un prieten bun de-al său i-a trimis un bilețel prin care îl ruga să-i împrumute un bou pentru câteva zile, fiindcă avea o suprafață mare de arat. Și-a trimis un om de nădejde cu biletul, sperând ca acesta să se reîntoarcă nu doar cu un răspuns favorabil, ci și cu boul. Acasă, boierul dădea o petrecere mare cu mulți invitați. Primi biletul și se făcu că-l citește, căci în fața invitaților săi se arăta întotdeauna ca un om foarte învățat. Căzu puțin pe gânduri și după aceea îi spuse trimisului: să-i spui stăpânului tău că am luat la cunoștință cele scrise și că voi veni personal la dânsul de îndată ce petrecerea va lua sfârșit. Conașule, nu trebuie să vă deranjați, spuse trimisul. E de ajuns să-i trimiteți stăpânului meu prin mine ce scrie pe bilet. E un lucru prea valoros pentru a-l lăsa pe mâna ta, spuse boierul plin de importanță, uitându-se spre musafirii lui. Du-te la stăpânul tău și spune-i ce ți-am zis. Trimisul făcu cale întoarsă. Cum plecară musafirii, boierul o chemă pe boieroaică și spuse: citește biletul ăsta, ce îndrăzneală, spuse prefăcându-se indignat. Ți-a cerut omul un bou împrumut, de ce nu poți să-l dai? Bine, fie, las de la mine, spuse boierul, mulțumit că aflase ce scria pe bilet. Elefantelul curios. A fost odată ca niciodată un elefant curios. Nu trecea zi în care să nu-i pună mamei sale vreo întrebare ciudată. Într-una din zile îl chinui o nouă întrebare buclucașă. Oare ce mănâncă crocodilul seara? Porni binișor spre pădure să întrebe vreun animal ce o fi servind crocodilul la cină. Nici nu intră bine în pădure că se întâlni cu ursul și îl întrebă: bună dimineața, ursule, poți să-mi spui ce mănâncă crocodilul la cină? Nu știu, recunosc ursul, dar du-te la lac. Cu siguranță că vei afla acolo răspunsul pe care îl cauți.
Elefantul ajunse pe malul lacului. Aici îl zări pe șarpele Boa. Se făcuse deja seară. Bună seara! Vreau să aflu răspunsul la o întrebare. Ce mănâncă crocodilul la cină? Nu știu, a răspuns șarpele, dar uite, aici e lacul. Cu siguranță că vei afla singur răspunsul. Crocodilul tocmai ieșea din apă. Elefantul se apropie de el, fără să știe însă că vorbește tocmai cu crocodilul și îl întrebă. Scuzați-mă, vă rog, nu știți cumva ce mănâncă crocodilul la cină? Auzind o asemenea întrebare, crocodilul îi răspunse și ret. Bineînțeles că știu, dar vino mai aproape să-ți șopnesc la ureche. Elefantul se apropie bucuros că va afla în sfârșit răspunsul, dar crocodilul haț îl și prinse de nas. Trebuie să știți că pe vremea aceea elefanții aveau un nas micuț, în tocmai ca al vostru, așa că e o mare minune cum de-a și reușit crocodilul să îl prindă. Bietul elefant se chinuia din răsputeri să scape din gura enormă a crocodilului, dar fără succes. Șarpele Boa îl zări și îi veni în ajutor, îi se încolăci de coadă și îl trase cât de tare putu. Dar crocodilul nu se lăsă nici el mai prejos și îl trăgea acum din ce în ce mai tare de nas pe bietul elefant. Și atât de tare îl trăgea crocodilul de nas și șarpele de coadă, încât observă că are un nas lung, cât o zi de vară. De atunci, toți elefanții au trompă. Doar o jumătate de ban. A fost odată ca niciodată un om foarte bogat și zgârcit. Era atât de bogat încât nimeni nu știa câți bani are și nu s-ar fi îndurat să cheltuiască din ei. Într-o zi, acest om a plecat la târg cu fiul său. Când să pornească spre casă, se porni o furtună torențială. Cum târgul era de cealaltă parte a râului, cei doi fură nevoiți să-l treacă. Apa crescu foarte mult, iar bogatul nu se îndură să plătească un barcagiu pentru a-i trece râul. Fiul său, mai sprinten, reuși să treacă dincolo când apa era destul de mică, dar tatăl său, după ce ajunse la jumătatea râului, fu luat de un buhoi de apă. Fiul, speriat, se grăbi să cheme un barcagiu pentru a salva tatăl. Bogatul, dus de apă și înlemnit de spaimă, apucă totuși să-i strige fiului: să nu-i dai barcagiului decât o jumătate de bani, căci jumătate din râu l-am trecut pe picioarele mele. Barcagiu răspunse: dacă tot l-a luat apa, acum își poate și spăla hainele. Nu mai trebuie să cheltuiască pentru a le curăța. Când trece ploaia și se limpezește râul și hainele lui vor fi curate. Degeaba va fi cu hainele curate dacă va fi înnecat, spuse fiul îngrijorat. Dacă pentru el mai mult contează banii, pentru mine mai mult înseamnă să-l știu sănătos. Așa că cei doi, fiul și barcagiul, îl scoaseră pe bogatul cel zgârcit din apă. Astfel, fiul îi dădu o lecție tatălui, învățându-l că grija față de cei dragi este mai importantă decât banii. Cel mai frumos loc din lume. A fost odată un vultur bătrân și înțelept. Era atât de înțelept încât i se dusese vestea în întreaga lume. Odată, un bătrân care era considerat înțeleptul înțelepților se decise să meargă la acest vultur. Îl găsi în vârful unui munte, admirând peisajul.
Ce cauți aici, înțeleptule?" îl întrebă vulturul de cum îl zări. "Sunt bătrân și aș dori să-mi petrec ultimii ani în cel mai frumos loc de pe pământ." "Tu, care le-ai văzut pe toate, cu siguranță că mă vei putea îndruma spre acel loc." "Ține-te bine," îi răspunse vulturul, "căci te voi duce în cel mai frumos loc de pe pământ." Acestea fiind spuse, vulturul îl luă pe sus și îl purtă peste mări și țări. În drumul său, înțeleptul zări toate minunile lumii, precum și țări minunate, cărora nici măcar nu le bănuia frumusețea, și se gândi că vulturul trebuie să-l ducă într-un loc foarte special, din moment ce nici măcar nu arunca vreo privire spre aceste minunății. Atunci omul spuse cu voce tare: "Dar oare cum poate cineva hotărâ care este cel mai frumos loc de pe pământ?" Vulturul nu îi răspunse, ci își continuă zborul. După un timp ajunseră în deșert. Aici vulturul se opri. Poposi pe niște stânci negre, lăsă omul jos și privi cu bucurie în jur. Înțeleptul, mirat, îl întrebă: "De ce m-ai adus aici, unde nu sunt nici viețuitoare, nici apă, ci numai nisip și stânci? Nu mi-ai promis tu oare cel mai frumos loc de pe pământ?" "Ba da," îi răspunse vulturul, "acesta este. Acesta este locul unde m-am născut eu și e cel mai frumos de pe întreg pământ." Găleata cea folositoare. Era odată un bătrân care locuia într-un sătuc uitat de lume. Nu era omul nostru foarte avut, dar se mândrea cu o grădină de zarzavaturi, cum nu mai avea niciun gospodar din satul său. Tot secretul stătea în faptul că omul nostru își uda plantele în fiecare dimineață. Avea două găleți cu care mergea la izvor. Una dintre ele era mare, nouă și încăpătoare, dar cealaltă era mai veche și pe deasupra spartă, astfel că până când ajungea omul nostru acasă, o bună parte din apa din găleata cea veche era risipită pe drum. Găleata cea nouă râdea mereu de surata ei, iar aceasta era tristă că nu e folositoare de fel. Într-o zi își luă inima în dinți și îi spuse omului: "De ce nu mă repar și pe mine ca să-ți pot fi și eu de folos? În curând ai să mă arunci, căci nu voi mai fi bună de nimic." Omul o ascultă până la capăt, iar apoi îi răspunse: "Te crezi nefolositoare? Ia spune, ai văzut tu straturile de flori care sunt atât de frumoase și care s-au format de la izvor până acasă, pe partea ta de drum? Să știi că datorită ție sunt atât de frumoase, căci tu le uzi zilnic. Ești perfectă așa cum ești. Iar rolul tău e mai important decât al suratei tale, căci tu uzi și florile din cale și plantele din grădina mea." Găleata cea nouă auzi cele spuse de bătrân și își dădu seama că a fost o prostie din partea ei să râdă de găleata cea veche. Fiecare și are rostul lui pe lume, iar dacă nu suntem la fel, nu înseamnă că unii sunt mai importanți decât alții. Izvorul. Odată, trei călători
porniră împreună pe un drum lung și stovitor. Tocmai când li se făcuse foarte sete și obosiră peste măsură, dădură peste un izvor limpede care îmbia să-și astâmpere setea și să poposească pentru o clipă. Spre surprinderea lor, călătorii văzură deasupra izvorului o tăbliță pe care scria: "Faceți și voi precum fac eu." "Ați văzut, fraților?" spuse primul călător. "Eu cred că însemnătatea acestor vorbe este că trebuie să fim harnici precum izvorul, care își croiește neîncetat drum prin pământ, nisip și chiar stânci. Munca este cea care ne face mai buni." "Eu cred," spuse al doilea, "că izvorul ne învață cum să fim darnici cu cei din jur. Noi primim apa sandar, ca trei drumeți obosiți ce suntem, dar nu trebuie să-i dăm nimic în schimb. Așa trebuie să facem și noi cu cei din jur." "Sau," spuse al treilea, "izvorul ne atrage atenția la cât de limpede și curată e apa sa și ne îndeamnă și pe noi să avem o inimă la fel de curată." Călătorii se uitară unii la alții, discutară și nu căzură de acord care dintre variante era cea corectă. Stând lângă izvor și discutând, au apărut la un moment dat un moșneag încărcat de ani. Îi privi pe cei trei călători și spuse: "Eu cred că toate cele trei idei pot fi îmbinate. Pe oricare dintre ele o respect este loc și pentru celelalte două." Moșneagul bău apă din pumn și plecă mai departe, iar călătorii rămaseră pe gânduri. Și-au dat seama că bătrânul avea dreptate. Cățelușul și măgarul. Era odată ca niciodată un gospodar care avea pe lângă casă un măgar și un cățeluș. Măgarul stătea bietul de el afară în frig, chiar și pe timp de iarnă, pe când cățelușul avea cușca lui. I se părea măgarului nedrept că doar el e cel ce poartă saci la moară și fel de fel de poveri cât e ziulica de lungă, în timp ce cățelul moțăie în culcușul său cald și doar din când în când mai scoate câte un lătrat, ca să nu zică careva că stă degeaba. Văzând măgarul că lucrurile nu se schimbă pentru el, se gândi să-l întrebe pe câine de ce e atât de iubit de către stăpâni și cum se face că primește câte ceva bun. "Să știi, măgărușule, că nu e greu deloc. Tot ce trebuie să fac este să dau din coadă și să stau în două labe. Atunci stăpâna mă felicită și îmi dă câte o bucățică mai gustoasă din mâncarea pe care tocmai o pregătește." "Ar trebui să încerci și tu," i-a răspuns cățelul. Măgarul îi mulțumi frumos și o porni încet spre bucătărie. Intră pe furiș fără să fie zărit de gospodina care făcea mâncare. Animalul, fericit că nu fusese zărit, merse până în mijlocul odăi, începu să dea din coadă, se ridică în două picioare și, cum nu știa să latre, necheză odată pe limba lui cât putu de tare. Femeia se sperie peste măsură, auzind nechezatul puternic, iar când se întoarse și văzut obitocul în două picioare, scăpă farfuria pe care o ținea în mână. Când își veni în fire, luă vergeaua din colțul camerei și o lipi pe spinarea măgarului. Bietul de el nici până în ziua de azi nu știe de ce a primit acea vergea peste spinare, pe când câinele nu primise decât bunătăți. Fratele sărac și fratele bogat.
Trăiau odată de mult doi frați foarte diferiți. Unul era harnic și sărman, iar celălalt reușise să se căsătorească cu o fată bogată și să se îmbogățească fără a mișca un deget. De atunci, nu prea își vizita fratele cel sărac, cu care îi era rușine. Într-o zi însă, pe când era vremea secerișului, omul ce trebuia să-i vină la lucru se îmbolnăvi. Se gândi bogatul ce se gândi și decise să-i facă o vizită fratelui său. Ziua bună, frate! Uite de ce vin pe la tine! Mă gândeam să te ajut, că ai mari greutăți bănești. Devii să lucrezi pe ogorul meu o zi, de zor și până în seară, te răsplătesc cu un sac de cereale. Știu că ți-ar prinde bine niște grâne. Îți mulțumesc că te-ai gândit la mine. Mâine dimineață voi fi pe ogor, îl asigură fratele cel sărac. Zis și făcut. Munci zi de vară până în seară ca să-i demonstreze că merită într-adevăr acel sac cu cereale pe care avea să-l primească seara. După apusul soarelui, săracul porni spre casa bogatului. Am secerat singur mai bine de jumătate din ogor. Am venit după simbrie, după cum ne-am înțeles. Bine, bine, fratele meu, dar ziua de muncă nu s-a terminat. Vezi tu, luna, sora mare a soarelui, cum iese pe cer, va trebui să-ți continui munca până va dispărea și ea. Doar așa ne-am înțeles, îi spuse râzând. Săracul, neavând încotro, seceră întreaga noapte fără un cuvânt. Iar când se lumină de ziua, luă un sac potrivit, iar apoi căută încă unul mai mare, cu care se înfățișă la ușa bogatului. Am făcut precum mi-ai cerut și am terminat chiar de secerat, iar acum am venit după simbrie. Bine, omule, dar de ce ai adus cu tine doi saci? Îl întrebă bogatul nedumerit. Cum de ce? Dacă soarele are o soră, de ce n-ar avea și sacul meu un frate? Eu întoarse săracul. Bogatul se știa vinovat, așa că merse de grabă să umple ambii saci și îi dădu săracului. Acesta o porni încet spre casă, spunându-și că orice naș își are nașul. Graba strică treaba. Odată de mult, doi tineri veseli și voinici porniră la drum. Își propuseră să urce o creastă înaltă de munte într-o singură zi. Își luară apă și merinde cu dânsii și porniră de dimineață la drum. La poalele muntelui întâlniră un bătrânel care o luase și el încet pe cărare cu gândul să ajungă în vârf. Cei doi râseră când îl văzură pe moșneagul, care se mișca precum un melc și îl depășire de grabă spunându-i că asemenea urcușuri nu mai sunt pentru dânsul și că nu va ajunge sus nici într-o săptămână. Bătrânelul le zâmbi doar și-și văzu liniștit de drum. Cei doi ajunseră în vârf înainte ca soarele să apună, dar abia mai puteau respira de obosiți ce erau. Nu le mai trebuiră nici merinde, nici apă, ci se trântire doar pe iarbă și adormiră cât ai zice pește. Dar iată că tocmai pe când soarele scăpăta, bătrânelul nostru ajunse și el în vârf. Nu era prea obosit, așa că se puse să își strângă niște crengi și își încropi un mic adăpost, căci știa că are să poposească pe munte până a doua zi.
Apoi își pregăti ceva de aleguri și se puse să doarmă mulțumit de sine. Peste noapte se porni o furtună năprasnică. Bătrânelul nici că se simchisi de ea, dar cei doi tineri erau acum uzilarcă, deoarece adormiseră sub ceruri liber, iar merindea le fusese luată de apa de ploaie și dusă la vale. Bătrânul se uită la ei, zâmbi și spuse: "Se vede că graba strică treaba." Cei doi tineri plecară capetele rușinați și, pentru că nu aveau unde să adăposti peste noapte, făcură un foc și rămaseră lângă el. Cele două capre. Odată de mult, peste un râu adânc se întindea un pod foarte îngust. Într-o zi, o capră se pregătea să treacă podul. Când ajunse la mijloc, se întâlni cu o altă capră, care mergea în direcția opusă. Stăteau una în fața celeilalte și nici una nu dorea să dea nici măcar un pas înapoi. Se știe doar că dintre toate animalele, căprițele sunt cele mai încăpățânate. "Du-te înapoi," îi spuse, "nu vezi că nu avem loc amândouă?" "Ba da, văd, dar tu să mergi înapoi." "De ce să merg tocmai eu?" spuse pusă pe ceartă cea de-a doua capră. "De ce tu?" "Pentru că eu sunt mai puternică și mai înțeleaptă decât tine." "Mă îndoiesc, să știi. Ia să vedem dacă e adevărat ce spui." Eu întoarse și își potrivi coarnele în poziție de luptă. Atunci prima capră îi spuse: "Oprește-te! Dacă ne luptăm, vom cădea amândouă în apa cea rece și adâncă. Poate nici nu vom reuși să ieșim din râu. Vom muri înecate." "Am o altă idee. Eu mă întind pe jos și tu treci încetişor peste mine. Apoi îmi voi putea vedea și eu de drum." Cealaltă capră făcu tocmai, așa că își putură vedea fiecare de drum. Totuși, în gând, recunoscu faptul că prima capră e într-adevăr înțeleaptă. Vorba aceea, înțeleptul nu afirmă nimic din ce nu poate dovedi și este înțelept nu cine știe multe, dar cine știe lucruri utile. Hoțul și merele. A fost odată un om sărac care zări în curtea unui palat un măr bogat în roade. Fiindu-i foame, sări gardul și culese 3 mere. Tocmai când se pregătea să se înfructe dintr-unul, gărzile îl zăriră și se grăbiră să-l ducă în fața judecătorului. Omul sărman scoase atunci sâmburii din măr și le ceru gărzilor să-l ducă în fața împăratului însuși. Acestuia îi spuse că semințele de măr sunt fermecate și că de le va planta un om cinstit, cu inima curată, în grădina palatului. Din acestea vor rodi mere cu totul și cu totul de aur. Împăratul se bucură la auzul acestor vorbe, dar se știa nu tocmai cinstit, așa că îl rugă pe sfetnicul său să planteze semințele. Dar acesta, amintindu-și câte nedreptăți le făcuse oamenilor, îi spuse împăratului că vistiernicul ar fi cel mai potrivit pentru a planta semințele. Acesta, gândindu-se câți bani au dispărut din bisteria palatului, îi propuse măriei sale ca judecătorul însuși să planteze semințele, căci el reprezintă corectitudinea și cinstea în întreg regatul.
Auzind una ca aceasta, judecătorul se făcu roșu ca racul și începu să bâșbâiască ceva. Omul sărman, care în tot acest timp stătuse deoparte și ascultase, se adresă împăratului. Dacă voi toți nu vă considerați demni să plantați niște semințe din care vor ieși mere de aur, cum puteți să mă judecați pe mine care am sărit gardul și m-am înfruptat dintr-un măr obișnuit, fiindcă eram lihnit de foame? Împăratul îi dădu dreptate și îl luă la curte pe lângă dânsul. Omul milostiv. A fost odată un om milostiv care trecu printr-un târg. Se plimbă o vreme de-a lungul și de-a latul târgului și numai ce se întâlni cu un negustor de pește. Acesta avea un coș mare plin cu pești care notau sărmanii înghesuiți în apă puțină. Făcându-i se milă, omul nostru se opri din drum și spuse negustorului: sunt atât de frumoși acești peștișori, încât îmi pare rău de ei când mă gândesc că vor sfârși prăjiți. Ce-ai spune să-mi vinzi mie la jumătate de preț, căci aș dori să iau pe toți și să le dau drumul în apă? Pe toți nu pot să ți-i vând atât de ieftin, dar dacă dorești, îți dau peștii mai mari cu preț redus. Omul milostiv s-a bucurat, i-a luat de grabă pe cei mari și s-a dus cu ei pe marginea râului. S-a uitat puțin la ei, dar când să-i arunce, s-a răzgândit și s-a întors spre casă. Seara la cină, omul a fost vizitat de un prieten. Acesta s-a mirat peste măsură să vadă la masă pește prăjit. Bine, omule, dar eu credeam că tu cumperi peștii pentru a le da drumul înapoi în apă, nu pentru a-i mânca. E adevărat, dar eu le dau drumul peștilor vii, iar aceștia din farfurie nu mai sunt vii. Așa că nu am cum să le dau drumul, se grăbi milostivul să-i răspundă. Dar, în schimb, de o cină bună se pot bucura acum mai mulți oameni, vecinii mei, neamurile mele, familia și cel mai bun prieten. Prietenul rămase uimit, căci faptul că se gândise la toți cei cunoscuți și împărțise peștele cu ei era o faptă de milostenie. Sacul cu galbeni. A fost odată ca niciodată într-o țară îndepărtată un om ca oricare altul. Agonisise omul nostru nițica avere nu prea multă, se căsătorise, își clădi o căsuță și trăia acum cât de cât fericit și fără griji. Într-o zi merse la târg să cumpere niște orez, căci în țara în care trăia trebuie să știți că orezul era la fel de apreciat ca și pâinea. Își luă cu dânsul un sac și niște galbeni. Fusese un an mai puțin bun, iar recolta de orez fiind slabă, acesta se vindea scump. Nu știm prin ce împrejurare, dar fiind multă lume la târg, omul nostru numai ce se trezi fără sac. Se întristă peste măsură, mai ales că trebuia să se întoarcă acasă la soția sa, fără orez și fără sac. Draga mea, să știi că astăzi târgul a fost atât de aglomerat încât o mulțime de oameni și-au pierdut sacul, îi spuse omul de cum intră în casă. Să nu-mi spui că l-ai pierdut și tu. Cine oare nu l-ar fi pierdut în acea îmbulzeală?
se tângui el drept răspuns. Soția sa căzu puțin pe gânduri, iar apoi îl întrebă din ce în ce mai îngrijorată: dar banii? Unde sunt banii noștri pentru orez? Ei, nu trebuie să-ți faci griji în privința lor, îi spuse bărbatul tare, mândru și liniștit. Am legat banii bine, bine într-un colț al sacului, așa că ei nu se vor pierde niciodată. Sunt sigură că nu se vor pierde. Cel care a găsit și sacul și banii, sigur nu-i va pierde. Problema e că îi va folosi altcineva și nu noi care am muncit. Cei trei frați. La poalele unui munte trăia odată bătrânul Tunet. Acesta avea doi fii și o fiică, soarele, focul și luna. Într-o zi, tatăl se gândi să-și testeze copiii, să vadă care dintre ei ține cel mai mult la dânsul și care nu. Își schimbă înfățișarea și le-a apărut din senin sub forma unei rândunici, care începu să strige cât putea: săriți de grabă, tatăl vostru are nevoie de ajutor! Auzind acestea, soarele o luă la goană, fără să mai stea pe gânduri. Fratele cel mijlociu, focul, îl urmă și el îndeaproape. Mezina, luna, văzându-i, nu se grăbi de fel, căci își spuse că sunt de ajuns cei doi. Între timp, fiul cel mare ajunse. O, soare, ești cel din tâi care mi-a sărit în ajutor. Îți vei petrece întreaga zi sus, pe boltă. Vei străluci puternic și întreaga omenire te va cinsti și se va bucura de frumusețea și căldura razelor tale. Când ajunse și fiul cel mijlociu, îi spuse: ție, dragul meu, îți voi da aceeași putere. Tu îi vei încălzi pe toți cei cărora le va fi frig, dar aici, pe pământ, și nu în înaltul cerului. Tunetul nu și-a ascunse supărarea când ajunse acasă fiica cea mică, Lună. Ești singura mea fiică și credeam că tu vei fi prima care îmi va sări în ajutor. Te voi răsplăti după cum meriți. Tu nu vei străluci decât noaptea și nu vei oferi niciun fel de căldură precum vor oferi frații tăi, soarele și focul. Lecția măgarului bătrân. A fost odată un om care avea un măgar bătrân. Cum acesta nu mai putea purta greutăți în spinare și ar fi preferat mai degrabă să stea la umbra unui pom decât să pornească la drum, omul decise să nu-i mai dea apă și mâncare. Măgarul răbdă cât răbdă, dar îl cuprinse o sete atât de aprigă încât merse la fântână. Se aplecă el cât se aplecă, deoarece nu dădea de apă, dar nu știu cum făcu că se trezi în fântână. În fântână nici picătură de apă pentru a-și potoli setea, dar nici posibilitate de a ieși afară nu era. Speriat, bietul animal se puse pe țipat. Omul îl auzi într-un târziu și merse să vadă ce i se întâmplase. Văzându-l în fântâna secată, își spuse că e un bun prilej să o astupe și să și scape de măgar. Merse așadar după o lopată și începu să arunce pământ în fântână. Măgarul răgea în continuare speriat, căci vedea ce i se pregătește, dar omul arunca tot mai mult pământ. De la o vreme se potoli măgarul. Omul rămase surprins că nu-l mai aude și, tocmai când se aplecă să vadă dacă l-acoperise cu pământ orba, numai ce măgarul sări la suprafață și o luă la goană pe câmp. Se pare că animalul cel inteligent
se scuturase de pământul care cădea deasupra lui și apoi îl bătucise, călcând pe el, astfel că fântâna își micșora adâncimea, până ce reuși să ajungă la suprafață. Omul se căi și se rușină de fapta sa, dar acum era prea târziu, căci măgarul îl părăsise. Sfatul împăratului. A fost odată un împărat înțelept care își iubea supușii. El avea grijă ca fiecare locuitor al împărăției să fie răsplătit după ce și cum făcea. Toți erau mulțumiți, iar când unul dintre supuși greșea, împăratul nu-l pedepsea de prima dată, ci îi dădea încă o șansă. După un timp, împăratul îmbătrâni și venise vremea ca fiul său să-i urmeze la tron. Acesta nu era însă sigur că va fi un conducător la fel de bun ca tatăl său, așa că într-o zi îl întrebă care e secretul păcii și armoniei ce domnește în întreg regatul. Atunci împăratul l-a purtat prin castel, până au ajuns în fața unei uși. În încăpere erau niște oameni cărora li se aduceau din belșug bucate gustoase. Fiecare avea vasul lui, însă toți acești oameni aveau legate de brațe niște linguri cu cozile foarte lungi, astfel încât nu puteau să ducă mâncarea la gură. De aceea slăbiseră mult și erau tare necăjiți. Fiul împăratului a rămas foarte mirat de cele văzute. De ce i-ai pedepsit, tată? Întrebă băiatul. Nu eu i-am pedepsit, fiule, ei s-au pedepsit singuri. Vino, îți voi demonstra. A deschis ușa altei încăperi. Acolo erau alți oameni cu aceleași vase cu bucate alese și tot cu linguri cu cozi lungi legate de mâini. Numai că aceștia erau grași și veseli. Cum de acești oameni sunt grași și veseli? Doar și ei au mâinile legate, se miră băiatul. Foarte simplu, îi răspunse împăratul. Acești oameni s-au hrănit unii pe alții. Învață-ți supușii să se ajute unii pe alții, să nu fie lacomi și egoiști. Fii tu însuți un bun exemplu pentru ei și veți avea cu toții un trai îmbelșugat și liniștit. Păstorul ce s-a încrezut în lup. A fost odată un păstor care mergea zilnic cu oile sale la câmp. Într-una din zile, omul nostru zări în depărtare un lup. Cum acesta nu dădea semne că s-ar apropia, omul se limită și el să-l privească de la distanță, ținându-și însă ciomagul aproape în caz de nevoie. Dar lupul privea doar, așa că omul îl lăsă și el în pace. La un moment dat, uitând chiar de prezența lui, când să meargă acasă, lupul a apărut din nou și dădu să urmeze turma, însă păstrând în continuare distanța. Omul dădu cu o piatră după el, dar era prea departe. Pe de altă parte, lupul nu păru să se închisească prea tare. A doua zi, iată că lupul a apărut din nou. Își găsise un loc pe o stâncă, se așeza acolo comod și arunca doar priviri fugare turmei. Ce să vezi, își spuse omul, un lup care nu are treabă cu oile. Totuși era cu ochii pe el, căci nu era chiar convins de bunele intenții ale lupului. Dar azi așa, mâine așa,
Omul se obișnui cu prezența lupului și nu-l mai considera un dușman. Era chiar convins că alte fiare nu îndrăznesc să se apropie de turmă, deoarece zăresc lupul în apropiere. De la depărtare, semăna chiar cu un câine mare care păzește turma, așa că îngrijorarea lui scădea de la o zi la alta. Într-o zi, fu chemat de urgență acasă și trebuie să plece de grabă, să fi dus oile cu el, ar fi durat prea mult, așa că le-a lăsat pe câmp și a pornit într-un suflet spre casă. Dar când s-a întors, nici urmă de turmă. Vicleanul lup nu îi mai lăsase decât 2-3 oi speriate care reușiseră să se adăpostească în pădure. Omul își spuse trist: așa îmi trebuie, doar am lăsat lupul pază la oi. Băiatul isteț și spiritușul. Trăia odată într-un sătuc de la marginea unei păduri un tăietor de lemne împreună cu cei 3 fii ai săi. Într-o zi, omul își chemă fiul cel mare și spuse că el nu mai poate merge în pădure să taie lemne, că-i bătrân, așa că le dă fiilor săi această sarcină. Flăcăul ajunse în pădure în zorii zilei, dar nu putu să se apropie de niciun copac. Spiritușii care aveau casă în copaci îl opriră cu o vrajă numai de ei știută. Flăcăul se trezi țintuit în loc și când dădu să se miște, văzu că nu poate merge decât îndărât. Se întoarse deci acasă. Părintele său, care îi cunoștea pe spirituși, nu se arătă prea supărat și îl chemă pe cel de-al doilea fiu al său. Acesta îi promise și el că încearcă, dar păți întocmai ca fratele său mai mare. Acum bătrânului tăietor de lemne nu-i mai rămânea decât mezinul, dar acesta era leneș. După ce discută cu el, acesta porni spre pădure, dar fără tragere de inimă. Ajuns la marginea acesteia, întâlni spiritușul care-i întoarse din drum pe frații săi mai mari. Hei, miticule! Îl strigă mezinul, nici să nu îndrăznești să arunci vreo vrajă asupra mea, căci rău va fi de tine. Te voi zdrobi ca pe această piatră. Continuă și scoase din buzunar o bucată de caș pe care o strânse bine în mână. Văzând una ca asta, piticul încremeni, își dădu seama că nu ar fi bine să-l supere pe acest flăcău atât de puternic, așa că îl luă deoparte și îi arătă copacii bătrâni și bolnavi, aceia care ar fi bun de tăiat, promițându-i că va apărea în fiecare zi. Seara, flăcăul se întoarse cu lemne din pădure. Văzând una ca asta, bătrânul său tată se bucură nespus. Puteau acum să vândă lemnele și să trăiască bine cu toții. Căprioara și broasca țestoasă. A fost odată ca niciodată, în vremea îndepărtată, când pe lume toate erau altfel decât le știm noi, o broască țestoasă și o căprioară. Broasca țestoasă avea niște copite de toată frumusețea. Putea să alerge cu ele hăt departe și nu se sfia să se ia la întrecere cu oricine. Într-una din zile, broasca țestoasă zări în depărtare o căprioară. Nu
prea văzuse dânsa astfel de făpturi, căci erau cam sperioase și stăteau mai mult ascunse în pădure. Bietele de ele erau atât de frumoase, dar nu se puteau apăra de dușman nici măcar prin fugă. Nu aveau copite, asemenea broaștelor țestoase, ci ghiare. Broasca noastră se opri deci și îi dete bună ziua căprioarei. Vai, broscuțo, tot am auzit de tine, dar nu te-am întâlnit până acum, o întâmpină căprioara. Ce copite frumoase ai! Da, îmi sunt de folos, căci pot să străbat pădurea întreagă într-o clipită. Ai putea, rogu-te, să mi le împrumuți pentru câteva clipe? Am putea face schimb, ce spui? Ți-ar plăcea să vezi cum e să ai gheare? Da, spuse broasca entuziasmată și îi dădu căprioarei copitele sale cele frumoase, în timp ce ea încercă ghearele. Căprioara o porni la goană prin pădure, fericită că în sfârșit putea să alerge. Broasca, pe de altă parte, făcu doar câțiva pași, după care se plictisi repede și se puse pe așteptat. Și o așteptă pe căprioara cea sprintenă mult și bine și se pare că încă o mai așteaptă, căci de atunci căprioara a rămas cu niște copite de toată frumusețea, în timp ce biata broască țestoasă are niște ghiare care nu-i sunt de prea mare ajutor. Spicul de grâu și plava. Un lan de grâu se legăna odată sub adiera blândă a vântului de vară. Spicele încărcate de boabe se plecau spre pământ. Pe toată întinderea aceea, numai câteva spice stăteau cu capul sus, privind cu semeție deasupra lanului. Ce mândre suntem noi, zicea cu îngânfare unul dintre spice. Nu ne plecăm deloc, pentru că, la drept vorbind, noi stăpânim poporul de spice, suntem deasupra tuturor. Așa ar fi, a răspuns spicul, care era mai gârbovit ca toate celelalte, de nu s-ar întâmpla ca în spicul vostru să nu fie decât pleavă. Noi, care suntem aplecate, purtăm pe spic doar boabe grele, rod aurit, din care ori crește la anul alte fire de grâu și multe alte spice. Spicul cel țanțu și-a început să râdă. Dacă ai să cobori așa mereu, de greu ce ești, ai să ajungi la picioarele mele, pe când eu voi rămâne mereu sus. Vorbind așa, s-a auzit un foșnet. Spicul cel gol, cu capul sus, s-a și uitat să vadă. Erau secerătorii, tăiau grâul, îl făceau snopi, curând a căzut lanul. Spicul cel plin era de asta dată lângă cel gol. Acum nu mai privești cu semeție spre noi, a spus spicul cel plin. Nu mai privesc, dar oamenii au să mă aleagă, să-mi dea un loc de cinste, s-a lăudat iar spicul cel gol. N-a trecut mult și a început trăierișul. Din spicul plin au căzut boabe mari și grele. Ce boabe, grâu de soi, au spus trăierătorii, îl ținem de sămânță, din el vor crește în anul ce o să vie bucate și mai multe. Spicul găunos a sunat trist din frunze și nici o boabă n-a căzut din el. S-a sfărâmat, s-a făcut numai pleavă. Dați pleava asta la o parte, au spus trăierătorii, nici oile n-au să o mănânce. Și l-au împins încolo cu piciorul. Așa se întâmplă când ești lăudăros și țanțoș. Lauda de sine nu miroase a bine. Ți-a plăcut
țăranul și ciocărlia. Ciocărlia își făcu pe pământ într-un lan cuibul și cloci ouăle cu întârziere, așa că puii erau încă destul de mici. Aveau pene și învățaseră să zboare, dar aceștia rămâneau ascunși între spice de multe ori. Între timp, grâul s-a copt, iar ciocărlia era foarte îngrijorată că puii ei nu vor apuca să crească destul de mari și să aibă rezistența necesară să-și poată lua zborul până când vor veni secerătorii. Când trebuie să plece, își rugă puii să fie atenți la tot ce se întâmplă și să îi povestească tot. Într-una din seri, când se întoarse, puii tremurau de frică. Stăpânul, povestea cel mare, le-a spus fiilor lui să-și cheme prietenii pentru că trebuie să înceapă secerișul. Numai atât a spus? Întrebă zâmbind ciocârlia. Nu vă faceți griji. Asta nu înseamnă nimic, veți vedea. Zis și făcut. A doua zi, prietenii nu se arătară. Țăranul trimise din nou după ei să vină în următoarea zi, dar ciocârlia tot nu se îngrijoră, până în ziua în care îl auzi pe țăran spunând cu năduf fiilor lui: gata, ajunge, mâine ne apucăm de seceriș. Este o prostie să aștepți ajutorul prietenilor când este de lucru. Vom fi doar noi. Și dacă nu avem ajutor, tot vom termina. Vom lucra cât e ziua de lungă. Bine, tată, încuvințară fii. Atunci, de-abia ciocârlia își strânse pui și își lua zborul cu repeziciune. Acum era sigură că lanul va fi secerat și dorea ca puii ei să fie în siguranță. Șoricelul cel viteaz. A fost odată ca niciodată un șoricel tare mititel, care se credea viteaz și îndrăzneț. Se aventura adesea pe afară, deși bunica sa l-avertiza mereu că s-ar putea să se întâlnească cu coana pisică. Într-o zi, șoricelul nostru mititel ieși ca de obicei din căsuță și o porni curajos la drum. Ajunse lângă o întindere mare de apă. Ce-o fi asta? Se gândi. Știu cu siguranță că este un lac dintre cele mari despre care am auzit atâtea povești. Oare s-o afla crocodil în el? Dar ce-mi pasă mie? Doar nu-mi va fi frică de un piet crocodil. Își spuse și intră curajos în apă. Văzând că nu e adâncă deloc, o trecu repede. Iar odată ajuns dincolo, realiză că lacul cel mare nu era decât o urmă de pantof care se umpluse cu apă după ultima ploaie. Mai merse ce merse și numai ce zărește în depărtare două umbre. Vai, or fi urși, ia uite-i cum se luptă, sunt mari și fioroși, dar nici că-mi pasă, voi trece tocmai pe lângă ei. De ce m-aș abate din drum pentru doi urși? Își spuse șoricelul. Se apropie fără vreo strângere de inimă, dar când se treacă prin fața lor, realiză că nu erau decât niște hârcioci care se alergau prin iarbă în joacă. Noaptea se lăsa, așa că șoricelul se îndreptă de grabă spre casă. Era obosit, lihnit de foame și îi povesti bunicii aventurile prin care fusese dat să treacă. Bunica l-ascultă zâmbind, iar la sfârșit îi spuse doar atât. Cu timpul vei deveni mai înțelept, micuțule.
Uriașul Păcălit. Cândva trăiau o mulțime de uriași. În Irlanda, cel mai renumit dintre aceștia era Ringel. Toată lumea îi știa de frică, deoarece era înalt, puternic și fioros. Însă în Scoția trăia un uriaș și mai mare decât Ringel. Auzise de faima lui Ringel și trimise veste printr-un porumbel călător că avea să vină în curând în vizită. Dar pe Ringel vestea nu-l bucură. Era speriat, căci se știa mic pe lângă uriașul din Scoția și se temea să nu-l provoace la vreo întrecere. Atunci toată Irlanda s-ar fi amuzat pe seama lui. Se gândi el ce să facă. Își chemă soția, care trebăluia pe afară, și îi spuse ce plan avea și ce trebuia să spună ea. Fii pe pace, îi voi spune-n tocmai, îl liniști femeia. Într-adevăr, scoțianul intră în bătătură și era așa mare că aproape atingea tavanul, cât 7 case puse una peste alta. Soția lui Ringer se sperie văzându-l, dar își aminti ce i-a spus bărbatului și se stăpâni. Bine te-am găsit, cumetre! Ne onorează tare vizita dumitale în umila noastră casă, dar să știi că Ringel nu te poate întâmpina cum se cuvine. E plecat la pădure după câțiva bușteni și va mai întârzia câteva ceasuri, dar poftește, așteaptă-l colea pe scaun. Bine, bine, dar cine e uriașul cela din pat? Ei, cine să fie? E fiul nostru cel mic, îi spuse femeia. Cel mare a plecat cu tatăsu să-l ajute la lemne, dar acesta e încă prea crut pentru o astfel de muncă. Așa că a rămas acasă. Auzind una ca asta, uriașul își lua ziua bună și făcu cale întoarsă. Nu-i mai era poftă acum să-l întâlnească pe Ringel, căci îi fu de ajuns să-l vadă pe fiul acestuia. De atunci Ringel a avut grijă să se înțeleagă bine și cu oamenii, căci nu mai dorea să-i meargă vestea de uriaș grozav peste mări și țări. Peșmintele la masă. A fost odată un om oarecare ce s-a dus la o petrecere îmbrăcat cu o haină ponosită și cam sărăcăcioasă. Era singura haină mai bună pe care o avea. Văzându-l gazda, i-a stricat revoltată. Cum ai îndrăznit să vii la petrecerea mea îmbrăcat cu asemenea zdrențe? Nu ești bine venit aici, n-ai decât să pleci. Omul se grăbi să plece spre casă, dar în drum trecu pe la un vecin și ceru o haină nouă și frumoasă ca împrumut pentru câteva ore. Cum se termină de gătit, omul se reîntoarse la petrecere convins că va fi mai bine primit decât data trecută. Și într-adevăr, gazda îl întâmpină de cum îl văzu. Dragul meu prieten, te rog, poftește la umilul meu festin, așează-te unde poftești și servește din mâncărurile alese pe care le-am pregătit. Omul nostru îi zâmbi drept răspuns și se îndreptă spre masă. Luă loc. Își apropie mâneca hainei de mâncare și îi spuse încetişor: Haide, mănâncă haina mea! Toate acestea au fost pregătite cu mult drag, special pentru tine! Văzându-l ce face și mai ales auzindu-l, gazda a rămas mută de uimire. Când și-a revenit, l-a întrebat pe om ce înseamnă toate acestea. Dacă tu m-ai invitat la petrecere pentru hainele pe care le port și nu pentru mine, așa cum sunt eu,
sărac și cinstit. Atunci m-am gândit să poftesc haina să îmbuce câte ceva din bucatele alese, pregătite special pentru ea. Vai, dar se murdăresc! Nu-i nimic, răspunse omul. Petele de pe haine se șterg la spălat, dar petele de pe caracter nu dispar decât odată cu moarte. Supa de iepure. A fost odată ca niciodată un vânător. Într-o zi a mers după obicei în pădure să vâneze și s-a întors acasă cu un iepure. În loc să-l dea soție să-l gătească, a dus iepurele prietenului său. Acesta s-a bucurat nespus și, drept mulțumire, l-a invitat pe vânător la masă să guste și dânsul din iepurele pe care l-a vânat. După o săptămână, la ușa lui au apărut 5 oameni care auziseră de ospățul cel gustos și au vrut să-l cunoască. Cine sunteți voi, oameni buni? I-a întâmpinat omul nostru. Noi suntem prietenii prietenului care ți-a adus iepurele și am trecut din întâmplare pe aici, vroiam să te cunoaștem. Cum să nu poftiți, vă rog? Omul i-a invitat la masă și i-a servit doar cu supă de iepure, bucuros de noi cunoștințe. După o vreme, numai ce se trezește cu 9 oameni care îi bat la ușă. Mirat, i-a întrebat și pe aceștia cine sunt. Noi suntem prietenii prietenilor prietenului care ți-a adus iepurele, l-au lămurit ei. Prea bine, poftiți vă rog, i-a invitat politicos. I-a așezat la masă și le-a pus în față o oală plină cu un lichid gălbui. Ce-o fi oare aceasta? S-au întrebat ei. Aceasta este supa supelor supei pe care am făcut-o din iepurile pe care le-am primit de la prietenul meu. Vorba proverbului, nu te lenevi să mergi la locul invitat. Nu te arăta unde n-ai fost chemat, fiindcă musafirul nu mănâncă ce dorește, ci ce găsește. Zgârcitul și cei 3 calici. A fost odată ca niciodată un om zgârcit care avea 3 fete. Când sosi vremea, omul le căută câte un soț, dar îi alesese dintre avarii satului. Se apropie ziua sa de naștere și zgârcitul le spuse ginerilor săi. Dragii mei, ca să nu mai dați bani pe cadouri, aduceți în fiecare câte o damigeană cu vin. Deși încuvințară, ginerii se gândiră cu toții ar fi o mare pierdere să irosească o damigeană cu vin. Așa că fiecare, fără a vorbi cu ceilalți 2, duse cu sine o damigeană plină cu apă rece de la fântână, spunându-și că oricum va fi suficient vin și cum se vor amesteca, nimeni nu va simți diferența. Dar s-a întâmplat ca însuși socrul să-și facă socoteala că dacă tot va primi 3 damigene de vin, nu mai are niciun rost să-l irosească și pe al său, așa că își umplu carafe cu apă de la fântână. În ziua stabilită, cei 3 se prezentară la timp la casa socrului cu damigenele în mână și începură care mai de care să-și laude vinul. Vinul meu e atât de bun încât aroma sa se simte de la o poștă, se lăudă cel mai mare dintre gineri. Al meu e atât de bun, spuse cel mijlociu, încât dacă bei mai mult de un pahar, cazi de îndată sub masă, fără să mai știi de tine. Al meu e cel mai bun, spuse în sfârșit și cel mic, ajunge numai să-l miroși, dar mi-te să-l mai și bei. Auzind aceste vorbe, zgârcitul se bucură peste măsură și invită pe cei 3 să-și toarne carafele cu vin peste apa sa, pe care o prezentă drept cel mai bun vin pe care l-a băut vreodată.
se așezară apoi cu toții la masă, mâncară și închinară în cinstea socrului. Dar când se bea, ce să vedeți? Li se părea că nu beau vin, ci apă, așa că fiecare își spuse în sine că de vină trebuie să fie apa pe care o adusese el de acasă și care, amestecându-se cu vinul cel bun al celorlalți, îi stricase gustul. Dar, neavând de ales, continuară farsa spunând: într-adevăr, e cel mai bun vin pe care l-am gustat vreodată. 6 nebuni și o muscă. În vremea de demult se aflau într-un capăt de țară 6 nebuni. Au cumpărat un purcel, l-au rumenit bine și au întins o masă mare la marginea pădurii. Când se mănânce, unul dintre ei își aminti că nu au scobitori și, acoperind bunătatea de purcel cu un șervețel, o porniră iar spre târg. Dar nici nu se îndepărtară bine că niște copii care se jucau prin apropiere luară loc la masă și înfulecară purcelul. Nu mai rămăseseră din el decât oasele, pe care le-au acoperit binișor cu șervețelul. O muscă mare, care nimerise și ea pe acolo, probabil atrasă de aroma fripturii, se așeză pe un os mare să guste. Când cei 6 nebuni se întoarseră cu scobitorile, în locul purcelului rumen erau doar oase, iar pe acestea trona musca cea mare, sătulă și fericită. Oamenii se înfuriară peste măsură de o asemenea îndrăzneală. Ați văzut, fraților, cum ne-a pândit cu mătra friptura? Nu ne-au rămas decât oasele. Haideți să mergem la judecată. Trebuie să ni se facă dreptate. Acestea fiind spuse, porniră cu toții spre judecătorie și îi spuseră judecătorului păsul și marea supărare. Judecătorul îi ascultă cât îi ascultă, apoi rosti pe un ton grav: toate acuzațiile voastre sunt întemeiate, aveți tot dreptul să fiți necăjiți. Din nefericire însă noi nu putem prinde inculpatul, dar vă invit pe domniile voastre să-l omorâți de îndată ce îl zăriți. Auzind una ca asta, cei 6 nebuni se repeziră spre jude și loviră în cap. Acesta, după ce scăpă de ei, răcni din toți plămânii: ați înnebunit cu toții, ce v-a apucat? Onorabile, dar dumneavoastră ne-ați spus că ne putem face singur dreptate. Făptașul se afla tocmai pe capul dumneavoastră, grăii cel mai înțelept dintre nebuni. Doctorul atotștiutor. Odată un țăran invidia viața fără de grijă a avocaților, judecătorilor și notarilor, așa că se gândi să facă în așa fel încât să fie la fel ca și ei. Își cumpără deci o perucă albă, togă neagră, după care agăță de ușa casei lui o tăbliță pe care erau scrise următoarele: doctor atotștiutor. Nu bine agăță tăblița că trecu pe acolo un om căruia nu de mult i se furase o mare sumă de bani. Dacă omul ăsta știe tot, atunci trebuie să știe și cine sunt hoții, gândi el. Am să merg să-l invit la masă și în acest timp îi voi povesti cele întâmplate. Cu siguranță va descoperi hoții. Îl invită la masă pe țăran, acasă la el. În timp ce masa era servită, intră în cameră un servitor care aduse primul fel de mâncare, iar doctorul atotștiutor strigă: uite, sosește primul! A vrut să spună că sosea primul fel de mâncare. Servitorul, care era unul dintre hoți, a crezut că a fost descoperit. Se întoarse înfricoșat înapoi la bucătărie și i-a spus colegului lui: acum du-te tu! Acesta duse el cel de-al doilea fel de mâncare la masă, dar era și cel de-al doilea hoț.
Când intră, doctorul atotștiutor spuse: "Ia uite, aici este următorul." Așa se întâmplă și cu cel de-al treilea servitor, care era și al treilea hoț. Celor trei servitori nu le-a mai rămas altceva de făcut decât să-și recunoască fapta și să înapoieze banii păgubitului. Stăpânul casei îi dădu o recompensă frumușită doctorului atotștiutor și, începând din acea zi, se spuse despre el că le știe într-adevăr pe toate. Pământul sterb. A fost odată într-o țară un împărat care se hotărâ să le facă dreptate supușilor săi și să împartă pământul. Astfel, țăranii care se înghesuiră de dimineață la curte și mai duseră pe deasupra și câteva plocoane, primiră loturile cele mai frumoase și mai mănoase. Spre sfârșitul împărțelii veni și rândul unui țăran muncitor, cu suflet bun și cu frica lui Dumnezeu. Acestuia nu-i mai rămăsese din ce să aleagă, așa că împăratul îi dădu un lot pe care toți ceilalți îl refuzaseră, deoarece era sterp și pietros. Omul îi mulțumi însă și plecă. "Nu ai să poți cultiva nimic pe el," îi spuse un consătean. "Omul sfințește locul," răspunse țăranul și își văzu de drum. Se ocupă de pământ cât putu de bine, îl săpă și îl îngrășă, iar apoi se mână grâu. Spre surprinderea tuturor vecinilor săi de pământ, grâul țăranului nostru era mai frumos decât al lor și în curând crescu mult mai mare. Văzând una ca asta, oamenii încercară să-l convingă să le vândă lor pământul. "Vinde-mi-l mie," îi spuse într-o zi un vecin încercând să-l convingă că ce tare pietros și sterp. "Anul ăsta ai avut noroc, dar la anul nu vei mai avea, iar eu îți voi da pe el de 10 ori prețul, așa ca să nu zici că mi-l dai pe degeaba." Țăranul căzu pe gânduri 2-3 minute, după care îi răspunse isteț: "Cu mare plăcere ți-l aș da, dar cum ai spus, e sterb și pietros, iar eu nu aș vrea să păcălesc pe nimeni, cu atât mai puțin pe tine care mi-ești vecin. Și eu știu un lucru, pământul rodește unde mâna muncește." Știa și vecinul, pământul cât de bun ar fi, fără lucrător rămâne sălbatic. Regele și supusul. A fost odată un rege care dorea să le arate supușilor săi cât de mult îl preocupă soarta lor. Astfel, într-o zi, se duse la casa unui om simplu. Acesta îl pofti să ia loc, arătându-se mândru de o asemenea onoare. După ce se așeză pe un scaunel, regele îl întrebă: "Unde este pământul pe care îl muncești? Du-mă să-l văd." "Măria ta, pământul pe care îl muncesc nu îmi aparține, este al bogătașului." "Atunci arată-mi grânele tale, unde ți este hambarul în care le ții?" "Care grâne, măria ta? Legea spune să le ducem la curte. Noi, sărmani, nu mai rămânem cu nimic." "Atunci unde este acoperișul din țigla al casei tale? De ce îți ții casa acoperită cu paie?" L-a luat și pe acesta boierul când și-a ridicat noul conac. "Și soția ta? Ea de ce nu mi-a ieșit în întâmpinare așa cum s-ar fi cuvenit?" "Îi este frică, măria ta, că ne tai capetele, fiindcă nu mai avem nimic și vei considera că suntem lene și facem umbră degeaba pământului." "Tu, supusul meu," spuse regele înfuriat peste măsură, "cum poți rosti numai minciuni?" "O, măria ta, dacă erau minciuni, te-ai mai fi înfuriat oare atât de rău? Eu am aplicat proverbul, capul ce se pleacă, sabia nu-l taie, dar în chinuri grele lanțul înconvoaie."
regele căzu pe gânduri. Îi ajunsese și lui la urechi cum se poartă nobilimea cu cei de rând. Dar ceea ce-i văzură ochii era prea de tot. Își propuse să facă dreptate. Cocorul și bâtlănița. A fost odată un cocor care și-a încropit o căsuță frumoasă într-un capăt al unei bălți. După o vreme, numai ce văzu că în celălalt capăt și-a clădit casa o bâtlăniță. Cocorul holtei se gândi atunci că ar fi timpul să se însoare și, zărind bâtlănița cea frumoasă, merse la dânsa cu gând să o ceară de soție. Merse el așadar, bătu cu ciocul în ușă și strigă: "Ce spui, bâtlăniță, vrei să mă iei de soț?" "Nici vorbă," se auzi de dincolo de ușă. "Ești prea lungă, ai ciocul mare și, drept să-ți spun, nu-mi placi deloc." Auzind una ca asta, cocorul se amărâ la început, dar apoi se întoarse acasă, spunându-și că tot răul e înspre bine, parcă tot mai bine singur și parcă bâtlănița nici nu-i chiar așa frumoasă cum s-ar crede la prima vedere. Dar în acest timp bâtlănița se gândi cât se gândi și își spuse că decât singură mai bine cu cocorul cel lungan. Străbătu așadar balta, ajunse la casa acestuia și strigă: "Fie, vreau, te iau de soț, cocorule." "Nu primesc," îi răspunse acesta, "mai bine rămân singur toată viața." Auzindu-l, bâtlănița se supără peste măsură și porni spre casă. Dar cocorul, ce să vedeți, se răzgândi și o porni din nou spre căsuța frumoasei bătlânțe. Îi strigă că o ia de nevastă, dar ea nu și nu, că nu mai dorește nici în ruptul capului. Și tot așa se cerură ei unul pe altul și probabil că se pețesc și în ziua de azi. Dacă nu mă credeți, treceți pe la baltă să-i vedeți. Apa vie. A fost odată un băiat care locuia în ținuturile reci, unde iarna domnește aproape tot anul. Într-o zi, pe când băiatul merse după obicei la vânătoare în taiga, întâlni un samur care purta cu el un omuleț. Piticul îl rugă să-l salveze, așa că băiatul nu stătu prea mult pe gânduri. După ce îl eliberă, omulețul îi povesti că face parte dintr-un popor care locuiește în taiga, se hrănește cu ciupercile găsite sub zăpadă și călărește iepuri. "Acum spune-mi, dragul meu, cum te-aș putea răsplăti pentru binele făcut? Vrei poate să-ți ofer provizii de ciuperci pentru o iarnă întreagă?" "Nu, mulțumesc," răspunse băiatul, "ciuperci culegem și noi, așa că avem destule." "Atunci te voi ajuta să-ți faci provizii de lemne pentru foc, toată iarna să îți fie cald." "Nu, mulțumesc," răspunse iar băiatul, "avem destule lemne pentru a trece cu bine iarna." "Atunci îți voi dărui apa vie. Du-te acasă și ți-o aduc eu cu prietenii mei." Băiatul se întoarse fericit acasă, povesti cele întâmplate, dar nimeni nu îl crezu. Nu după mult timp apărură omuleții cu darul promis. Când îi zăriră sătenii, începură să râdă de piticii ciudați care veneau călare pe iepuri. Văzându-i, omuleții se gândiră că darul lor nu va fi apreciat,
așa că merseră în pădure și turnară apa cea vie la rădăcina bradului, a pinului și a altor feluri de conifere, care de atunci sunt veșnic verzi. Cum a ajuns câinele cel mai bun prieten al omului? În vremea de demult, câinele locuia împreună cu ursul. Își petreceau toată ziua împreună și erau buni tovarăși de vânătoare. Dar seara, când ursul încerca să se odihnească, era mereu deranjat de lătratul câinelui și îi spuse să plece. Câinele plecă supărat. În drumul său se întâlni cu o vulpe, care se bucură să-l aibă tovarăși. Ziua vânau împreună, iar noaptea se adăposteau în vizuina vulpii. Toate bune și frumoase, până într-o zi când vulpea îi spuse câinelui că lătratul său va atrage toate fiarele pădurii. Atunci câinele plecă iar. În pădure întâlni un iepuraș. Acesta se arătă încântat să-i devină prieten, dar de cum se lăsă seara și iepurele l-auzi pe câine lătrând, o luă la sănătoasa speriat. Câinele căzu atunci pe gânduri. Va rămâne oare singur toată viața? Își spuse să mai facă o încercare. Se îndreptă spre casa pădurarului. Ce spui, bunule pădurar, mă primești să locuiesc cu tine? Îți voi fi un prieten de nădejde, dar trebuie să te previn că latru când sunt fericit, când sunt trist, când simt că se apropie cineva, dar și când răsare luna. Mă bucur mult că vrei să locuiești împreună cu mine, îi răspunse vânătorul. Îți voi pregăti un culcuș, te voi hrăni, iar în timpul zilei vom merge împreună la vânătoare. Iar în privința lătratului, să știi că nu mă deranjează. Dimpotrivă, în acest fel mă vei avertiza ori de câte ori voi avea câte un musafir. De atunci înainte, cei doi au devenit prieteni nedespărțiți. Bufnița și corbul. A fost odată ca niciodată o bufniță. Aceasta era foarte respectată în pădure, fiindcă se îndeletnicea cu vopsitul penelor celorlalte păsări. Toate păsările din pădure și din împrejurim veniră la ea să le vopsească, fiecare după cum îi era voia. Numai corbul, care avea pe atunci penele de un alb strălucitor, nu mergea niciodată la bufniță și tot timpul spunea mândru și îngânfat: eu nu vreau altă culoare, niciodată. Eu așa sunt și așa rămân. Ea se simți jignită, fiindcă nu obliga pe nimeni, dar nu avea ce face. Toate păsările apelară la serviciile ei cel puțin o dată. Într-o bună zi, corbul se sătură de culoarea penelor sale și se duse la bufniță. Bufnițo, ai putea să-mi vopsești și mie penele? M-am săturat să fie tot albe. Bineînțeles, îi spuse aceasta. Ce culoare crezi că te-ar prinde cel mai bine? Nu m-am gândit la asta, dar știindu-te iscusită, te las pe tine să alegi. Te las un pic să te mai gândești, spuse bufnița. Poate îți place totuși vreo culoare. Nu, nu, alege tu pentru mine. Atât aștepta și rata bufniță. Luă vopseaua neagră și îi coloră toate penele. Apoi, pentru a se asigura că vopseaua nu se va duce, turnă
ceea ce mai rămăsese peste corp. Acum ești unic, îi spuse bufnița. Dar de ce ai ales această culoare atât de închisă? O întrebă supărat corpul. Pentru că este atât de rară încât impune respect și recunoașterea meritelor. În acest fel, corpul realiză că bufnița s-a răzbunat pe el. De atunci, toți corbii sunt negri. Măgarul cel viteaz a fost odată un om sărac care nu avea în această lume altă avere decât un măgar. Dorind să câștige niște bănuți frumoși pe dânsul, îl duse tocmai la cetatea împărătească. Ceru să fie primit de însuși împăratul ținutului, spunând că aduce cu dânsul un bun de preț. Curios, măria sa îl primi. Mărite împărate, îți aduc acest măgar fermecat, care a cucerit cetăți la rând și de care orice hoardă dușmană se teme. Eu vreau să-l vând și m-am gândit, ca un slujitor supus ce sunt, că prima dată ar trebui să mă înfățișez înaintea ta cu dânsul. Prea bine, omule! Îți voi da pe el mulți bani de aur, dar sper să fie cum spui. Omul, care era de acum bogat, o șterse repede de la curte. Măgarul, pe de altă parte, era tratat regește. Primea bucate alese, era țesălat în fiecare zi. Se întâmplă ca, după o bucată de vreme, cetatea să fie atacată de dușmani. Împăratul, dorind să-și cruțe oștenii, porunci să-i se dea drumul măgarului, doar acesta îl va salva. Când țarcul se deschise și animalul se văzu liber, o luă la goană în direcția atacatorilor și răgi atât de tare încât îi sperie. Atacatorii se gândiră că nu e lucru curat când văzură un singur măgar venind spre ei, că probabil o fi vreo vrăjitoare care îi vrăjește, așa că nu stătură pe gânduri, ci o luară la fugă. Astfel, i se duse vestea peste mări și țări că e într-adevăr cel mai de preț bun și că mai viteaz decât el nu există în lumea întreagă. Iepurii și oile. Într-o zi, toți iepurii din pădure se adunară la sfat. Erau triști bieții de ei că toate animalele și chiar și oamenii îi consideră cele mai fricoase vietăți și râd de ei din această cauză. Nu cred că există niciun animal, fie el cât de mic, care să se arate înspăimântat de noi, începu mai marele iepurilor. Da, așa e, am ajuns de rușinea întregii păduri, strigau cu toții în cor. Fraților, eu propun să mergem la râu și să ne înnecăm, să scăpăm odată de această rușine, se auzi un glas. Ceilalți îl aprobară, astfel că o luară cu toții la goană spre râu. Pe malul râului se aflau niște oi care se adăpau. Acestea, când văzură atâția iepuri alergând înspre pădure, peste pășune, înspre ele, se speriară și o luară la goană. Câinii, văzându-le, se luară după ele, lătrând, iar ciobanii, care nu știau ce se întâmplă, porniră și ei de grabă în urma oilor și a câinilor. Iepurii se opriră locului mirați. Nu le mai fu dat să vadă atâtea vietăți la olaltă, alergând speriate pentru a scăpa de ei. Vedeți ce frică le este de noi!"
spuse mai marele iepurilor. Toți au fugit, oi, câini și oameni. Se bucurară peste măsură și intrară în râu, însă doar pentru a se răcori. Râseră atât de mult și de tare de o asemenea izbândă, încât le crăpară buzele. De atunci, toți iepurii au buza crăpată, așa cum îi știm noi astăzi. Șoarecele și pisica. În vremea de demult, șoarecele și pisica trăiau în armonie, fiind prieteni buni. Într-o zi ploioasă de toamnă, cei doi găsiră o bucată mare de carne. Fericiți o transportară în pot cu gândul că se vor înfrupta din ea întreaga iarnă, atunci când restul proviziilor se vor termina. Într-o zi, pisica anunță șoarecele că merge de acasă la o petrecere mare organizată de o prietenă de-a sa. Dar ieși repede din casă și se urcă în pod, unde se afla halca de carne. Mâncă până nu mai putu și apoi se plimbă fericită pe afară. Când se întoarse, șoarecele, care nu bănui nimic, o întrebă cum s-a simțit. Mâncarea a fost foarte bună, i-a răspuns pisica cea vicleană. M-am ospătat bine la această petrecere. După câteva zile, pisica anunță că este invitată la o altă petrecere și se întoarse să înfulece ceea ce mai rămăsese din bucata de carne păstrată pentru iarnă. Șoarecele nu bănui nici de această dată nimic, dar timpul trecu și iarna veni în curând. La un moment dat, când șoricelului se terminaseră proviziile, merse și el să-și ia o bucățică de carne, dar ce să vadă, nici urmă de ea. Supărat peste măsură, merse val vârtej la prietena sa și zise: bine cu mătră, dar așa ne-a fost înțelegerea. Ai mâncat toată carnea și mie, nu mi-ai lăsat nici măcar o bucătură. Halal, prietena am. Dragul meu, îi spuse pisica, te îndrăznești să mă mai cerți odată, să știi că te înhat și pe tine într-o clipită. Se pare că șoricelul nostru a mai avut câteva să-i spună, căci de atunci înainte sunt dușmani și pisica îl vânează neîncetat. Hans cel nătâng. A fost odată un băiat pe nume Hans. Într-o zi, băiatul se trezi dis de dimineață și luă un cărucior pentru a duce fân la animalele din boiată. Mama sa îl întrebă unde a stat de-a întârziat, iar el îi răspunse că la Helga, vecina lor. Hans îi povesti că stătu de vorbă cu fata, iar când fu timpul să plece, aceasta îi oferi un ac, iar el îl luă și îl băgă în carul cu fân, ca să nu-l piardă. Vreau să-i-l arate mamei sale, dar nu-l mai găsea. Atunci mama îl sfătui ca data viitoare să-l înfingă în mânecă. A doua zi, Hans o vizită din nou pe Helga și primi la plecare un cuțit. Amintindu-și povața mamei, îl înfipse în mânecă, astfel încât ajunse acasă cu cămașa toată sfâșiată. Mama îl povățui ca data viitoare să-l bage în buzunar. A treia zi, Helga îi dărui lui Hans un ied. Hans, amintindu-și sfatul mamei sale, îl băgă în buzunar. Era micul ied să se sufoce. Când îl văzu mama sa
cât e de nătâng, îl certă și explică cum ar fi trebuit să procedeze, să lege mielul cu o sfoară și să-l ducă după sine. În cea de-a patra zi, Hans primi o bucată de carne, luă binișor o sfoară, o legă de aceasta și o trase după dânsul până acasă. Mama sa îl întrebă: ce a spus Helga când te-a văzut cum duci carnea? Că se vor lua câinii după mine pe stradă și o vor mânca, dar nu i-am lăsat. Mama nu se mai supără, ci îi spuse doar atât: vai, Hans, nătâng mai ești! Cum să te ascunzi de hoți? Într-o seară, un om, mai degrabă sărac decât bogat, auzi zgomote ciudate venind dinspre portiță. Înțelese că hoții intrară în curtea lui și că se îndreptau spre casă cu gând de a-l șefui, așa că, neștiind ce altceva să facă pentru a scăpa cu viață, se ascunse de grabă într-un cufăr. Între timp, hoții intrară și răscoliră întreaga casă, dar rămaseră tare dezamăgiți, căci nu găsiră nici măcar un obiect de preț, bijuterii, pietre scumpe, argintărie sau altele. Veniseră cu saci mulți, pregătiți pentru o pradă frumoșică și, cum nu doreau să se întoarcă cu mâna goală, răscoliră bine întreaga casă. Cât te uitai de jur împrejur, nu vedeai decât câteva piese de mobilier, câteva perne, o pătură și alte lucrușoare de strictă necesitate. Hoților nu le venea să creadă că nu puteau lua nicio pradă, tot căutând, dă dură cu ochii de cufărul unde stătea ascuns omul nostru. Cu siguranță că aici sunt puse lucrurile de valoare, spuseră într-un glas. Îl deschiseră și nu mică le fu surprinderea când îl găsiră înăuntru pe bietul om. Ce e cu tine aici înăuntru, întrebară nedumeriți. Omul, speriat că fusese descoperit, își plecă capul prefăcându-se rușinat și le spuse: după cum vedeți, în casa mea nu se află lucruri de preț și mi-a fost atât de rușine încât am intrat de grabă în acest cufăr. Hoții începură să râdă și spuseră: săracul poate cânta dinaintea hoților. Omule, tu nu știi asta! Și plecară fără a se mai întoarce vreodată. Câinele cel bătrân. A fost odată un țăran care avea un câine bătrân. Acesta îl slujise cu devotament timp de mulți ani, dar fiind bătrân se gândi că nu-i mai poate fi de niciun folos și vorbi cu soția lui cum ar putea scăpa de el. Câinele, care auzise totul, se întristă peste măsură. Merse în pădure la prietenul său, lupul, și-i povesti ceea ce auzise. Nu-ți face probleme, bătrâne, îi spuse lupul. Mâine stăpânii tăi merg la seceriș și vor lua cu ei copilul. Îl vor lăsa la umbra unui pom, iar tu vei sta prin apropiere. Eu voi răpi copilul, iar tu mă vei urmări și îl vei lua de la mine. În acest fel, stăpânii tăi își vor da seama de devotamentul tău și te vor primi cu onoruri. Nu vei mai duce lipsă de nimic și mai ales de aprecierea lor. Îți mulțumesc, prietene, pentru ajutorul pe care mi-l dai. Planul tău e foarte bun.
A doua zi, oamenii merseră la seceriș și luară și câinele cu dânsii. Ca din senin apăru un lup care luă copilașul pe care îl lăsaseră mai la o parte. Când văzu una ca asta, câinele se luă după lupul cel rău și se reîntoarse într-o clipită cu copilașul, care era teafăr. Văzând acest lucru, țăranul îi spuse soției sale: "Nu mă voi atinge de niciun fir de păr din blana lui. Câinele nostru, cel credincios, va avea parte de mâncare și un culcuș bun atâtea zile câte o mai avea, chiar și atunci când nu ne va mai fi de folos de fel." "Eu ți-am spus, omule, că un câine bătrân e un câine credincios și că e bun la casă. Un câine recunoscător valorează mai mult decât un om nerecunoscător. Asta ar trebui să știi." Peștișorii aurii. A fost odată ca niciodată un flăcău sărac. Într-o zi se duse în pădure după lemne de foc. În drumul său trecu pe lângă un izvor. Lângă izvor zări trei peștișori aurii care se zbăteau pe uscat. Flăcăul cel bun la suflet îi aruncă în apă și trecu mai departe fluierând. Peștișorii se hotărâră atunci ca fiecare să îndeplinească o dorință. Flăcăul se puse să adune lemne, dar după o vreme obosi. Înainte să meargă acasă, își spuse în gând: "Ce bine ar fi să mă poarte lemnele pe mine până acasă, decât să le car eu pe ele." Dar nici nu gândi bine una ca asta, că se și văzu luat pe sus. În drum spre casă, trecu pe lângă palat, iar în curtea palatului o zări pe fata cea mică a împăratului. Atunci își spuse flăcăul în gând: "Ce bine ar fi să se îndrăgostească frumoasa prințesă de mine, așa cum m-am îndrăgostit și eu de ea." A doua zi, ce să vedeți, la ușa lui bătu prințesa însăși și, după ce vorbiră puțin, el ea acceptă să-i devină soție. Dar părinții fetei nu erau de acord cu această căsătorie, căci băiatul era sărac și nici măcar n-avea o casă a sa, ci locuia împreună cu părinții și cu cei patru frați ai săi. Aflând că părinții fetei nu sunt de acord ca el să le devină ginere, se duse în grădină supărat și spuse cu tristețe: "Ce bine ar fi să am o casa mea, lucrurile ar sta altfel și aș fi pe deplin fericit alături de prințesă." Ca din senin apăru în acel loc o casă mare și frumoasă. Atunci băiatul își aminti de cei trei peștișori și spuse în gând: "Vă mulțumesc pentru ajutor." Băiatul cel sărac și prințesa trăiră fericiți până la adânci bătrâneți. Fata cea bună. A fost odată un om sărac și bătrân care avea o fată bună și frumoasă. Înainte de a-și da sufletul, omul îi dădu fetei o pâine și îi spuse: "Draga mea, nu am altă avere să-ți las decât această pâine, dar ea te va îndestula, iar din munca ta cinstită vei putea câștiga destul încât să duci o viață bună." Așa se și întâmplă, căci fata știa să facă niște țesături
cum nu s-au văzut altele și reuși să câștige azi 2 bănuți, mâine 3, astfel încât în curând ajunsese să o ducă destul de bine. Dar vecinii, oameni răi, erau invidioși pe sărmana copilă, astfel că scorneau tot felul de vorbe pe seama ei. Aceste vorbe ajunseră la urechile judecătorului, iar acesta o chemă pe copilă la dânsul și o întrebă cum își câștigă traiul. Domnule judecător, tata, înainte să moară, mi-a dat o pâine, că altă avere nu avea, spunându-mi că ea mă va îndestula și mi-a spus că toate celelalte le voi obține prin muncă cinstită, câștigând atât încât să duc o viață bună. Iar eu așa am făcut, nu am cerut nimic de la nimeni, nici nu am furat. Am țesut toată ziua și astfel mi-am câștigat traiul. Judecătorul ceru să vadă pâinea. Rupse din ea o bucată, dar ce să vezi, aceasta apăru la loc într-o clipită, astfel încât pâinea rămase întreagă. Atunci înțelese judecătorul că fata cea cinstită și frumoasă fermecase pâinea cu bunătatea ei. Așa că nu dădu crezare zvonurilor răutăcioase și spuse: mergi cu Dumnezeu, fată harnică și bună, și să rămâi tot așa vrednică. Iar pe cei care mi-au adus vorbe la urechi, îi chem și pe ei să dea socoteală. Doamna Vulpe. A fost odată un vulpoi frumos cu 9 cozi, care vrând să vadă cât de mult îl iubește soția sa, se aruncă la pământ și se prefăcu că a murit. Atunci doamna vulpe urcă de grabă în camera ei plângând și o lăsă pe pisică servitoarea să se îngrijească de aleguri. Vestea despre năpasta care se abătu asupra casei doamnei vulpi se răspândi de grabă, astfel că, nu după mult timp, un pețitor sosi la poartă. Doamnă vulpe, un vulpoi tânăr și frumos a venit să vă pețească, o anunță pisica. Are 9 cozi ca răposatul domn vulpoi? O întrebă stăpâna casei. Nu, doamnă, nu are decât una. Atunci să meargă de unde a venit, căci nu-l voi primi în casă. După câteva minute a apărut la ușa vulpii un alt vulpoi, de această dată cu 2 cozi, dar nici acesta nu fu primit mai bine. Și tot așa se înfățișară mai mulți vulpoi, până când apăru unul cu 9 cozi. Auzind una ca asta, vulpea coborâ însăși să-l primească pe tânărul venit împețit. Când, ce să vezi, domnul vulpoi numai ce se ridică și spuse: dacă m-ai văzut mort, nici măcar nu te-ai gândit să-mi faci cele creștinești, dar la burtă și la măritiș te-ai gândit. Și nervos cum era, o scoase pe doamna vulpe din casă, cu vulpoi și pisică cu tot. Așa rămase doamna vulpe fără protecție, căci tânărul pretendent o părăsi. Și fără ajutor, căci servitoarea plecă și ea, dar și fără casă, rămânând pe drumuri. Vorba proverbului: destinul conduce jumătate din viața fiecăruia, iar caracterul cealaltă jumătate. Prințișorul răsfățat. A fost odată un împărat
împărat care nu avea decât un fiu. Îi era drag precum ochii din cap, astfel că îi îndeplinea toate cererile, oricât de grele ar fi fost ele. Dacă prințișorul îi cerea ceva de cu seară, pe a doua zi dimineața acel lucru îi se îndeplinea. Obișnuit ca tatăl său să-i îndeplinească mereu hatârul, prințișorul se duse într-o zi și îi spuse că dorește să atingă luna de pe cer. Dar nu este posibil, îi spuse împăratul, dar tată, nu vreau de tot, vreau doar să pun mâna pe ea, spuse prințișorul. Nu ai cum să ajungi la ea, e foarte sus, la fel ca soarele, stelele sau norii. Tatăl său încercă să-l convingă că acest lucru e cu neputință, dar în cele din urmă cedă. Se gândi cum ar putea izbuti să-i îndeplinească dorința, așa că dădu sfoară în țară, că oricine va reuși să construiască un turn care să ajungă până la cer, va fi ridicat în rang și va primi daruri alese. Într-un final, un tâmplar curajos se înfățișă înaintea lui și îi spuse că va încerca să facă un turn din cutii mari. Munci omul ce munci și când fu aproape pe terminate, numai ce se trezi cu prințișorul nerăbdător, care dori să se urce de grabă ca să atingă luna. Nu reuși să-l convingă că turnul nu e destul de înalt, așa că îl lăsă în pace. Prințișorul cel răsfățat se cățără până pe ultima cutie, iar odată ajuns acolo, realiză că turnul nu e atât de înalt. Dădu din picioare și începu să țipe la tatăl său și la tâmplar până ce se dezechilibră și căzu. Astfel, află pe propria sa piele că sunt unele lucruri pe care nici măcar un fiu de împărat nu le poate avea.